Favipiravir, medicamentul pentru COVID-19 care până acum era administrat doar în spitale, ar putea ajunge în curând în farmaciile de ambulatoriu. Ministerul Sănătății spune că medicamentul va putea fi eliberat la recomandarea medicului doar cu prescripție medicală. Discut în continuare acest subiect cu medicul de familie Sandra Alexiu. Bună ziua! Bună ziua! Nu ați înțeles bine dacă îmi dați voie. Rog, nu e vorba de farmaciile de ambulatoriu. E vorba de faptul că ANMDM a realizat o evaluare în baza căreia a emis autorizație de nevoi speciale, în baza căreia se administrează doar în unități sanitare sub supraveghere medicală, cu utilizare restrictivă și se poate elibera numai în farmaciile de spital. Deci nici pomenală să poată fi administrată în ambulatoriu, câtă vreme ele se administrează gratuit doar din farmaciile care țin de spital, adică cu circuit închis. Am înțeles. Nu vor avea acces pacienții la acest medicament, pentru că evident nu sunt peste tot spitale și ca să ajungă acolo, pacienții trebuie să meargă la evaluare. Deci nu îi ajutăm cu nimic pe pacienții care rămân acasă. Cu siguranță. Totuși este suficient acest pas pentru a rezolva problema sau nu ne ajută de fapt deloc? Nu ne ajută pentru că autorizația asta există deja și în baza ei s-au dat până acum acest medicament doar în spitale. Prin urmare, ca să înțelegem, e nevoie ca pacientul să meargă la evaluare la spital, să treacă prin camera de gardă, să facă analize, radiografii și ce mai este nevoie, după care, dacă se consideră că nu e de internat, își primește rețeta pe care o poate lua numai de la farmacia acelui spital și pleacă acasă. Pentru cei care nu se duc la spital să fie evaluați pentru că au forme care n-ar trebui să ducă pacientul la spital, nu pot primi astfel de medicamente, pentru că ele se dau doar din farmaciile spitalelor, acolo unde există spitale. Așa este. Vă mulțumesc pentru aceste clarificări și pentru intervenție. Cu plăcere, toate bune, la revedere!